Ne apropiem de sfârșitul sezonului, iar lucrurile devin mai interesante. Alaric este la Mystic Grill, unde Isobel, soția lui, își face pentru prima dată apariția. Deși el încearcă să afle de ce l-a părăsit fără nicio explicație, ea spune că lucrurile sunt simple pentru că dorința ei a fost să devină vampir. Ea îi cere lui Alaric să transmită un mesaj Elenei, însă el o refuză și părăsește barul. Isobel se duce după el afară și folosește forța, apoi îl amenință că dacă Elena nu se va întâlni cu ea, va începe să omoare toți locuitorii orașului. A doua zi, Alaric îi cheamă pe frații Salvatore și pe Elena în biroul lui și le dezvăluie cele întâmplate. Damon nu este de acord ca Elena să se vadă cu Isobel, însă ea spune că dacă nu o va face, va regreta. Damon a avut dreptate în privința lui John, pentru că el într-adevăr lucrează împreună cu Isobel. Ea nu este foarte mulțumită de faptul că John a dat creș în încercarea lui de a recupera mecanismul lui Jonathan Gilbert. Supravegheată de Stefan, Elena se întâlnește cu mama ei. Isobel dezvăluie că o cunoaște pe Catherine și că Elena arată exact ca ea. Elena încearcă să afle cine este tatăl ei, dar Isobel nu vrea să-i spună. Damon este împreună cu Alaric în apropiere de Mystic Grill și este foarte îngrijorat pentru Elena. Motivul pentru care Isobel s-a întâlnit cu Elena este pentru dispozitivul lui Jonathan Gilbert. Isobel o amenință că dacă nu va recupera dispozitivul de la Damon, sângele ce va curge de acum încolo va fi pe mâinile ei. Bonnie apare la Mystic Grill exact când Isobel se ridică și pleacă. Ea o vede pe Elena că suferă, însă nu se încumetă să se ducă la ea. Cu toate acestea, a doua zi Bonnie apare la ușa Elenei și își cere scuze pentru faptul că nu a fost lângă prietena ei când a avut nevoie. Isobel se întoarce acasă și are surpriza să-l găsească pe Damon aici. Ea îl întreabă cum a găsit-o, iar Damon spune că a căutat cea mai scumpă casă de vânzare. El vrea să afle de ce este interesată de dispozitiv, iar Isobel răspunde că face doar ce îi se zice. Damon este surprins să afle că Catherine este în spatele a tot ce se întâmplă. După câteva momente pasionale, Damon o bruschează pe Isobel și spune că dacă Catherine vrea ceva de la el să vină personal să-i ceară. Acum că s-a împăcat cu Elena, Bonnie îi arată cartea de vrăji a lui Emily, care i-a rămas ei după moartea bunicii sale. În carte apar inelele care îi protejează pe muritori de ființele supranaturale, ceasul compas și dispozitivul pe care toată lumea îl vrea. Bonnie spune că Jonathan Gilbert nu a inventat nimic și că toate aceste obiecte au fost vrăjite de Emily. Cele două citesc în carte și își dau seama că dispozitivul este o armă împotriva vampirilor. Această descoperire le derutează pentru că nu înțeleg de ce Isobel își dorește acest dispozitiv. Isobel apare la liceu și o amenință pe Elena că dacă nu îi va aduce dispozitivul le va face rău prietenilor ei, apoi îl răpește pe Jeremy. Isobel îl cheamă pe John, iar acesta nu este încântat să vadă că ea i-a răpit nepotul. Încearcă să o convingă să le elibereze, dar sfârșește bătut și cu inelul magic luat. Elena se teme că fratele ei va fi ucis și încearcă să-l convingă pe Damon să-i dea dispozitivul. El nu este de acord din moment ce acum știe că dispozitivul este o armă împotriva vampirilor. Bonnie spune că poate face o vrajă care va anula toate puterile dispozitivului și în cele din urmă Damon se lasă convins. Bonnie face câteva incantații și spune că acum dispozitivul nu mai are nicio putere. După ce se asigură că fratele ei este în siguranță, Elena îi dă dispozitivul lui Isobel. Elena se întoarce acasă și vrea să vadă cum este Jeremy, însă el îi dezvăluie faptul că i-a citit jurnalul și că știe totul despre vampiri, inclusiv despre Vicky și despre ștergerea memoriei de către Damon. El îi reproșează totul Elenei și spune că nu vrea să vorbească cu ea. Isobel îl vizitează pe Alaric și îi spune că va părăsi orașul. Alaric nu o crede când ea spune că nu-i pasă de el, așa că își dă inelul jos și îi cere ori să-l omoare ori să-l constrângă să uite de ea. Isobel recunoaște că l-a iubit și că a fost o greșeală dorința ei de a deveni vampir, însă își folosește puterile pentru a-l face să uite tot ce tocmai i-a spus, apoi îi pune inelul înapoi pe deget. Stefan este puțin gelos și îi spune fratelui său că nu se va repeta istoria ca în cazul lui Catherine. Damon spune că Elena este doar o prietenă pentru el și să stea liniștit, însă bomba vine când Damon zice că a pus lucrurile cap la cap și a descoperit că tatăl Elenei este chiar John. Isobel îl sună pe John și îi spune că la ușă are un plic în care se află inelul și dispozitivul. Ea spune că toți vampirii care au fost în mormânt trebuie să moară, dar și Stefan și Damon la fel. Isobel nu vrea stilul ăsta de viață plin de pericole pentru Elena. Se pare că până la urmă Isobel nu este chiar așa de rea cum am crezut inițial. Jeremy primește o vizită neașteptată de la Ana.
ea este foarte tristă și îi dezvăluie că mama ei a fost ucisă. În încheierea episodului, Bonnie se întâlnește cu Caroline la Mystic Grill și spune că a făcut ceva foarte rău și că a mințit-o pe Elena. Ea nu-i poate spune lui Caroline despre vampiri, dar noi ne dăm seama că Bonnie nu a făcut o vrajă corectă împotriva dispozitivului, ceea ce înseamnă că acesta rămâne o armă valabilă împotriva vampirilor. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.